Consilierii Olteni au aprobat în ședința de astăzi proiectul ce prevede alocarea banilor necesari pentru reabilitarea termică a spitalului. Valoarea investiției se ridică la 540.000 de lei. Acest proiect investițional vine în completarea proiectului aprobat în această toamnă, prin care se alocă sumele necesare reabilitării și modernizării etajelor 2 și 3. Reabilitarea termică a clădirii spitalului secției de pneumologie de la Scornicești, pentru că, așa cum știți, secția de la Scornicești este parte integrantă a Spitalului Județean de Urgență Slatina. În urmă cu o ședință de Consiliu Județean sau două, am aprobat modernizarea etajelor 2 și 3, era vorba de interior, am hotărât că este nevoie și de reabilitarea termică exterioară și iată, astăzi am aprobat indicatorii acelui proiect. Administrația județeană speră ca și Ministerul Sănătății să-i vină în ajutor și să aloce o parte din banii necesari pentru acest demers de transformare a spitalului din Scornicești într-o unitate medicală modernă. Atât modernizarea interioară a secției de la Scornicești, cât și modernizarea exterioară se va face din bugetul propriu al Consiliului Județean. Noi, în urma acestor hotărâri de astăzi, vom solicita și către Ministerul Sănătății, așa cum știți, Ministerul Sănătății, la o parte din proiectele Consiliului Județean OL de modernizare a Spitalului Județean Slatina, a fost prezent alături de noi cu o serie de sume alocate de către Guvernul României. Vom încerca și la această secție să primim sprijinul Ministerului Sănătății. Valoarea investițiilor ce urmează a se realiza la Spitalul de Pneumoftiziologie de la Scornicești se ridică la aproape 4 milioane de lei. Lucrările pentru ambele proiecte investiționale sunt programate să înceapă în primăvara viitoare, după ce în urma unor licitații vor fi stabilite firmele care le vor realiza.